Un reputat medic cardiolog din Brașov a fost reținut după ce a luat mită 10.000 de lei pentru o operație. Totul s-a aflat după ce polițistul Marian Godin a publicat pe pagina sa de Facebook mesajul pe care l-a primit de la nepotul unei paciente. Bărbatul i-a dat medicului doar 2.000 de lei, iar restul sumei i-a dat-o doctorului atunci când poliția a organizat flagrantul. Medicul a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de luare de mită. Bună seara, pentru ce ați pretins acei bani? Ne puteți spune? De la câți pacienți ați pretins bani? Ați profitat de faptul că este stare de urgență? În mod normal trebuia operat acel caz? Prinderea în flagrant a medicului cardiolog brașovean Sorin Baloș s-a făcut după ce nepotul pacientei care trebuia operată a urmat sfatul polițistului Marian Godină. El îi scrisese acestuia pe Facebook despre faptul că domnul chirurg care a făcut operația i-a cerut mătușii mele o sumă destul de considerabilă, 10.000 de lei, pentru personalul participant la operație. De teamă, vărul meu a luat legătura cu domnul doctor și a dat o parte din bani, 2.000 de lei, spunându-i că ulterior îi va da și restul banilor. Dacă mai putea ajuta cu un sfat sau o părere, aș fi recunoscător. Suna mesajul primit de Marian Godină, care imediat l-a pus pe bărbat în contact cu colegii lui. I-am dat un număr de telefon la care să sune și i-am zis să nu cumva să dea înapoi și să aibă încredere. Nu a dat, iar azi s-a dus să dea bănuții domnului doctor. Pe hol așteptau câțiva pacienți care au intrat în cabinet nepoftiți, imediat după tranzacție. Acum bănuiesc că cineva nu va face nanii acasă în noaptea asta, a scris Godină pe pagina sa de Facebook. În urma flagrantului, medicul Sorin Baloș a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, iar procurorii vor propune arestarea lui pentru 30 de zile. Sorin Baloș este medic primar chirurgie cardiovasculară și doctor în științe medicale. El este unul dintre puținii chirurgi din lume care a realizat o operație de revascularizare a picioarelor unui pacient. Operația făcută de Baloș împreună cu un medic din Covasna în martie la spitalul din Sfântul Gheorghe este a treia de acest fel din România și cea cu numărul 51 în lume.